În paraclisa Domnului Maicii Domnului, pe Strân, Părintele Vicente Mălău, un mare stareț și duhovnic al Mănăstirii Secu, a scris câteva cugetări. Iar să le spun, important este să le reținem și să punem în practică ceea ce este folos pentru suflet. Omul rău e cu desăvârșire rău când se preface că e bun. O conștiință fără Dumnezeu e ca un tribunal fără judecători. A nu te mânia niciodată e semn de mare înțelepciune. Mânia e o scurtă nebunie. Durerea e o învățătură. În anii durerii am învățat să mă rog. Leneșul e frate cu cerșătorul. Trândăvia e mama tuturor păcatelor. A ponegri pe altul e cea mai mare crimă. Altora să ierți totdeauna, ție niciodată. Din faptele tale vei fi judecată slugă vicleană. O cameră fără cărți e un trup fără suflet. Acel știe tot, nimic nu e mai liber ca cugetarea. Astea sunt doar să punem în practică ceea ce de folos pentru suflet, măcar măsura sfertului. Măsura sfertului. Când citești o carte, nu poți să o reții întregime, dar să reții măcar un sfert din cât ai citit, să înțelegi un sfert din cât ai reținut și să faci un sfert din cât ai înțeles și tot rămâi cu ceva. Pentru că spune Sfântul Apostol Iacov, credința fără fapte este moartă ca trupul fără suflet. Iar în altă parte spune așa, faceți fapte vrednice de pocăință. Noi acum fapte facem. Să dea Dumnezeu să facem și fapte bune. Cele rele, ori vrem, tot le facem. Dar Dumnezeu este de lung răbdător și milostiv. Nu vrea moartea păcătosului, ci să întoarcă să fie viu și vrea ca tot să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dumnezeu să vă dea sănătate și mântuire. Să rămână părinte.